Bine v-am regăsit! A sosit momentul să discutăm despre ceva mai concret. Am vorbit în 4 episoade ale acestei miniserii despre ciudățeniile lumii cuantice, dar oare putem observa astfel de ciudățenii direct prin experiment sau vorbim doar despre ceea ce ne arată teoria? Ei bine, așa cum se întâmplă întotdeauna când este vorba despre știință, teoria pleacă de la practică și există un experiment care ne arată niște lucruri foarte ciudate, un experiment care prezintă esența lumii cuantice, este celebrul experiment al celor două fante, despre care am mai discutat în câteva materiale. Dacă trimitem particule, de pildă electroni, printr-un sistem de două fante, așa cum vedeți în desen, și particulele cad apoi pe un ecran, în fizica clasică ne așteptăm să vedem pe ecran o astfel de distribuție a particulelor. În realitate, vedem o astfel de distribuție. Și această distribuție pe care o observăm este o distribuție de unde și nu de particule. Undele produc atunci când se suprapun un fenomen numit fenomen de interferență, așa cum vedeți aici, în care apar zone de maxim și de minim. De pildă, dacă suprapunem lumina care vine de la două lasere roșii, putem obține această distribuție a luminii, care este, de fapt, rezultatul unui fenomen de interferență. Se vede, dacă comparăm interferența luminii cu distribuția particulelor pe ecran, că particulele cuantice dau un fenomen de interferență atunci când trec printr-un sistem de două fante, adică se comportă ca unde. S-ar putea crede că interferența apare pentru că particulele care trec printr-o fantă interacționează cumva cu particulele care trec prin cealaltă fantă. Așa cum și unda care trece printr-o fantă interacționează cu unda care trece prin cealaltă fantă. Dar au fost făcute experimente în care particulele au fost trimise pe rând, una câte una, prin fante. Și distribuția lor a fost aceeași. Punctele în care au căzut pe ecran formează din nou o figură de interferență. Ca și cum particula ar fi trecut prin ambele fante odată. Sau altfel spus, de parcă particulele au fost unde atunci când au trecut prin sistemul celor două fante. Tocmai de aceea Schrödinger a reușit să dea o descriere a comportării particulelor cuantice printr-o funcție de undă. Dar partea cea mai ciudată abia acum urmează. Dacă punem detectori la cele două fante ca să aflăm prin care fantă trece fiecare particulă, atunci figura de interferență dispare. În acest caz pe ecran avem o distribuție de particule descrisă de mecanica clasică. Școala de la Copenhaga explică acest fenomen astfel. Întrebarea prin care fantă a trecut o particulă n-are sens, pentru că particula nu are o poziție bine determinată în fiecare moment. Ea se găsește într-o stare de superpoziție, ea este peste tot. Este descrisă de funcție de undă și putem calcula doar probabilități să treacă printr-o fantă sau alta și de aceea se produce o figură de interferență. În schimb, dacă detectăm poziția ei la trecerea prin fante, dacă aflăm prin care fantă a trecut, atunci superpoziția dispare, așa că dispare și figura de interferență. În cazul în care facem detecția, particula a trecut fie printr-o fantă, fie prin cealaltă. Dar problema este că superpoziția dispare și pentru fanta unde nu facem detecția. Și pentru că dispariția superpoziției se produce instantaneu, colapsul funcției de undă se mai numește, ar trebui să acceptăm ideea că ceea ce se întâmplă la o fantă poate influența ceea ce se întâmplă la cealaltă fantă într-un timp mai scurt decât i-ar trebui luminii să ajungă de la o fantă la cealaltă. Și atenție, nu putem să spunem pur și simplu, atunci nu e vorba despre particule, ci despre unde, pentru că atunci când le detectăm și când cad pe ecran, ele se comportă ca particule. Dar cum poate fi o entitate cuantică, uneori particulă și alteori undă?
Am vorbit despre asta în materialul Undă sau Particulă, găsiți linkul în descriere. Interpretarea școlii de la Copenhaga ne face cadou două lucruri foarte ciudate. Superpoziția și, așa cum a spus Einstein, o stranie acțiune la distanță. Adică trebuie să acceptăm ideea că particulele cuantice se pot influența reciproc, indiferent de distanța dintre ele, practic instantaneu sau măcar cu viteze mai mari decât viteza luminii. Și de aici pleacă toate ciudățeniile despre care am vorbit. Acum a sosit momentul să vă spun care a fost prima încercare de a înlătura aceste ciudățenii. A fost așa numita ipoteză a variabilelor ascunse, propusă printre alții chiar de Einstein. Această ipoteză presupune că nu cunoaștem anumite aspecte ale lumii cuantice. Nu avem destulă informație despre ceea ce se întâmplă acolo și din această cauză trebuie să descriem particulele cuantice prin funcții de undă. Dar, spune ipoteza, dacă am cunoaște valorile variabilelor ascunse, n-ar mai trebui să lucrăm cu probabilități. Atunci fenomenele cuantice ar deveni deterministe în sensul clasic al fizicii. Cea mai cunoscută teorie care corespunde variabilelor ascunse a fost propusă inițial de Louis de Broglie și dezvoltată ulterior de David Bohm și se numește teoria undei pilot. Pe scurt, această teorie susține că dualismul undă-particulă nu este alternativ. Adică nu avem uneori particulă și alteori undă, ci este permanent. Ipoteza susține că toate particulele cuantice au în jurul lor o undă. Deci particula și unda există amândouă, există simultan. Iar unda este variabila ascunsă, ceea ce nu putem detecta, ceea ce nu cunoaștem. Atunci când o particulă se deplasează, spune această ipoteză, unda există și în fața particulei și ghidează particula pe traiectorie. Și de aceea se și numește ipoteza undei pilot. Aici vedeți o modelare a ideii de undă pilot. Puteți vedea particula care se apropie de cele două fante și unda din fața ei și din jurul ei. Și ipoteza, așa cum v-am spus, presupune că unda ghidează particula, traiectoria particulei fiind deci determinată de această undă. Și acesta ar fi motivul pentru care vedem pe ecran o figură de interferență. Dar această idee nu înlătură cealaltă problemă, și anume posibilitatea particulelor elementare de a interacționa practic instantaneu sau cu viteze mai mari decât viteza luminii. De fapt, s-a demonstrat că orice teorie bazată pe variabile ascunse trebuie să fie non-locală, adică trebuie să permită acțiuni la distanță cu viteze superioare vitezei luminii, ceea ce înseamnă că pentru aceste acțiuni nu poate exista un suport, un câmp, așa cum există pentru celelalte interacțiuni, câmp gravitațional, câmp electric, câmp magnetic și așa mai departe. Dar mai multe despre acest aspect voi spune în episodul următor. La revedere!